Proverbele, capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc, ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieten. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine se întâlnește o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui. Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa. Începutul unui certe este ca slobozirea unei ape. De aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie și pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul și cine își zidește poartea prea înaltă, își caută pirirea. Cel cu inima prefăcută nu găsește fericirea și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz statului său și amărăciune celui ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. Cine își înfrânează vorbele cunoaște știința și cine are duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura. Psalmul 81. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov. Cântați o cântare, sunați din tobă, din arfa cea plăcută și din alăută. Sunați din trâmbiță la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre, căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov. Era rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif, când a mers împotriva țării Egiptului. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. I-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui nu mai țin coșul. Ai strigat în necaz și te-am izbăvit. Ți-am răspuns în locul tainic al tunetului și te-am încercat la apele Meriba. Ascultă, poporul meu, și te voi sfătui, Israele, de mai asculta. Niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea dumnezeilor străini. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului. Deschide-ți gura larg și ți-o voi umplea. Dar poporul meu n-a ascultat glasul meu, Israel nu m-a ascultat. Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor și a urmat sfaturile lor. O, de m-ar asculta poporul meu, de ar umbla Israel în căile mele, într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor,
Mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor, cei ce urăsc pe Domnul l-ar linguși, și fericirea lui Israel ar dăinui în veci, l-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă. Romanian Bible Reading, Psalm 82, Psalmul 82. Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor. Până când veți judeca strâmb și veți căuta la fața celor răi? Faceți dreptate celui slab și orfanului, dați dreptate nenorocitului și săracului, scăpați pe cel nevoiaș și lipsit, izbăviți-i din mâna celor răi. Dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric. De aceea se clatină toate temeliile pământului. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fiii celui prea înalt, însă veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oarecare, scoală-te, Dumnezeule, și judecă pământul, căci toate neamurile sunt ale tale. Psalmul 83. Dumnezeule, nu tăcea, nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule, căci iată că vrăjmașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Corturile lui Edom și Izmaeliții, Moabul și Hagareniții, Gebal, Amon, Amalek, filistenii cu locuitorii Tirului, Asiria se unește și ea cu ei și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot, fără ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Iabin, la pârâul Chison, care au fost nimiciți la Endor și au ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului. Căpeteniile lor fără ca lui Oreb și Zeeb și tuturor domnilor lor ca lui Zebah și Țalmuna, că cei zic, să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Dumnezeule, fă-i ca vârtejul de praf, ca paiul luat de vânt, ca focul care arde pădurea și ca flacăra care aprinde munții. Urmărește-i astfel cu furtuna ta și bagă groaza în ei cu vitejia ta. Acoperă-le fața de rușine, ca să caute numele tău, Doamne, să fie rușinați și îngroziți pe veție, să le roșească obrazul de rușine și să piară, ca să știe că numai tu, al cărui nume este Domnul, tu ești cel prea înalt pe tot pământul. Psalmul 84. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului, inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu, până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude, ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea, când străbat aceștia valea plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se împățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia aminte Dumnezeului Iacov. Tu care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău, căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine! Psalmul 85. Tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne! Ai adus înapoi pe prinșii de război al lui Iacov, ai iertat nelegiuirea poporului tău, i-ai acoperit toate păcatele,
Ți-ai abătut toată aprinderea și te-ai întors din iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne iarăși, Dumnezeul mântuirii noastre. Încetează-ți mânia împotriva noastră. În veci te vei mânia pe noi. În veci îți vei lungi mânia. Nu ne vei înviora iarăși pentru ca să se bucure poporul tău în tine. Arată-ne, Doamne, bunătatea ta și dă-ne mântuirea ta. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul, căci El vorbește de pace poporului său și iubiților lui numai, ei să nu cadă iarăși în nebunie. Da, mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de el, pentru ca în țara noastră să locuiască slava. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută, credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Domnul ne va da și fericirea și pământul nostru își va da roadele. Dreptatea va merge și înaintea lui și îl va și urma călcând pe urmele pașilor lui.